Mamă, bro, ce seară frumoasă, dar păcat că am 0 dolari. Nu pot să fac nimic, nu pot să mă distrez, dar din păcate sunt sărac și nu prea e nimeni pe stradă și văd o mașină. Nu prea e nimeni pe stradă. Nu e nimeni pe stradă. E deschisă? O, da, norocul peste mine, bă. Șobolan la volan, o luăm. Știam că era un dealership. Ok, verde. Hai totuși să nu mă ia poliția. O motocicletă pe stradă. Știam că undeva pe aici vindea cineva mașini. Și chiar ar... Oh, cred că era aici. Ia să vedem, frate. Noroc, noroc, salut, salut. Tu vinzi mașini aici? Da, da. Și care e cea mai scumpă? BMW M8-ul ăla de acolo. Ăla albastru? Nu albastru, ăla negru. Îl văd că am lovit. Lovit? Și plus ia la poli, frate. Ia, arată-mă un pic T20-ul ăsta de aici. T20-ul ăsta de aici? Ok, o să fur. O să fur. E deschisă? E deschisă. Bă, frate, te pup, mersi de mașină. Hai că m-am făcut cu un BMW, aparent. Ok, fraților. Am furat o mașină, nu știu în cât timp o să pot să rezist cu mașina asta, probabil are un GPS pe ea. Sport Track. Mamă, BMW M8. E în spatele meu. Nu, 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 nu. Nu cred. A luat cealaltă mașină. O, ce... Nu, dă după mine, bro. What? A rămas în spate? Ok, am oprit farurile. Bun, bun, bun. Ce bine că am scăpat de el. Și uite că se băgase în mine, dar nu văd avariată mașina asta. Ok, aici locuiesc eu. Da, știu că e casă de săraci, nu vă luați de mine. O să las aici această mașină. Poate reușesc să o vând cuiva. Uite că a dat norocul peste mine. Eram sărac și nu știu cât valorează acest BMW, dar arată superb. Ok, băieți, ia uite că s-a făcut și dimineață. Din fericire nu m-a prins poliția. O să mă duc chiar acum la terenul de golf. Acolo știam că erau bogați și milionari de ea. Poate reușesc să vând această mașină, cine știe, nu știu, poate reușesc. Și terenul de golf e destul de aproape, în jos pe aici. Da, deci această mașină nu știu cât e prețul. Deci ăla care o vindea, că eu n-am cumpărat-o, ăla care a vândut-o practic, da, eu i-am furat-o, a zis că asta e cea mai scumpă. O fi... 2 milioane de euro, cât o fi, nu știu. Hai că vom vedea acum. Ok, ia uite că mai avem un pic și ajungem. Ok, și ar trebui să fie, uite aici. Da, deja se văd mașini. Ia uitați, frate, nu știu dacă am voie să intru. Ia, frate. Ia să vedem, bă. Ia uite-l pe ăla cu pălărie, ăla cred că are bani. Salut, bro, salut. Salut, salut. Cumpărați mașini? Ce mașină? Frate, ce mașină? Cumperi tu? Hai, hai după mine. Bă, poate o cumpără, cine știe. Uită pe asta. O cumperi pe asta, bă? Da, frate. Ia zi, cât dai pe ea? Îți dau 5 milioane, frate. 5 milioane? Da, frate. Ok, ok, dă-mi. 5 milioane, frate. Mamă, dar cam aveți mașini acolo, bă? Păi, asta le dați toate, frate. Voi sunteți milionari, a? Da. Mamă, câte mașini. Și am prins ideea, am zis să luăm prin altă mașină. Oh, mersi. Ok, ok, vezi că sactele acolo înăuntru. Bun, bun. Să vin la... Ah, ok. Ok, băieți. Iar noi o să așteptăm, uite, aici, să plece. Sper să nu mă vadă. Șobolane, ți-ai luat țeapă. Mi-am luat țeapă. Mi-am luat țeapă, cică. Hai că vedem cine și-a țeapă până la urmă. Ok, era descuiată mașina asta. Da, hai că mai ducem mașini de-astea acasă. Ci că mi-am luat țeapă. Bă, nu știu ce să zic. Am luat 5 milioane de dolari și încă o mașină care e destul de puternică, nu știu. Da, o să mă mai duc și o să mai fur câteva mașini când o să fie noapte. Dar acum... E bine că nu i-am zis numele meu și nu știe cine sunt. Că așa n-am cum să fiu prins, nimeni nu știe unde stau. Ok, o să duc această mașină acasă și când o să fie seară, mă duc și fur altele. Ok, uitați că ajungem acasă, ok. Mă, mașina asta poate are GPS pe ea, că e mașină de milionari. Nu știu unde să o pun, fraților. Ok, e bine că nu e niciun vecin pe acasă. Oh, ba da, cred că e cineva acasă acolo, că văd garajul deschis. Bă, pe asta o să o duc în spate, sper să nu ciocnesc. Nu știu cât costă, vă dați seama că ăsta nu cred că e un BMW, adică nu e BMW. Clar o să coste mai mult. Ăsta pare să fie un McLaren. Am zgâriat-o puțin. Bun, o să o pun aici în spate, la flori. Ok, cam greu cu parcatul. Da, și avem o nouă mașină. Da, deci mie nu-mi vine să cred cum am început ziua asta. Aveam 0 dolari și totuși ar trebui să-mi pun banii ăștia în bancă. Nici eu nu știu cum îmi încap toți în sacoșa asta de aici. Ok, am ajuns la capătul drumului. Da, am ieșit puțin cu bicicleta. Nu vreau să ies cu mașina și nu mai am altceva cu ce să ies. O să mă duc pe aici pe jos. O să aștept să se facă noapte, iar după o să fac planul meu malefic și o să fur celelalte mașini de la bogații aia, pentru că s-au comportat destul de urât. Și... Ce se aude? Ce faci, bă? Bă, frate, ce-ai pățit, mă? Am pierdut totul, bă. Ce ai, bă, frate, bă? Mă, tu ești șobolan ca mine? Ia ridică-te sus să te văd. Bă, ce faci, bă, frate? Bă, dar de ce plângeai? Ce-ai pățit? Am pierdut totul, bă. Dar ce, adică, what? Ți-ai pierdut banii? Da. Ai băgat la pariuri? Da. Bă, am un plan, frate, fii atent. Vino mai așa, să nu vină nimeni. Deci știu un loc undeva unde sunt niște bogați. Așa. Și dacă vrei vii cu mine de seară, că te văd șobolan așa, le dă mare spargere, ce zici? Accept. No, bun, hai la mine acasă. O să las bicicleta aici, poți să mă iei sus? Da, da, da. Ok, ți-arăt eu unde să mă duci. Vrei să conduc eu, că te văd cam trist, să nu faci un accident. Eu ca astea am, frate. Ok, ok, să zicem că m-ai luat în brațe. Nu vrei să conduc eu, că te văd cam trist? Ok, o să conduc eu. Hai, vino sus. Lasă, bă, frate, nu mai fi trist, că o să devenim milionari. Da, să nu mai zici la nimeni, dacă o să fii prins. Dar n-ai cum să fii prins, că am gândit planul ăsta de foarte mult timp. Da. În caz că o să fii prins, o să fac un plan și o să te scot de acolo, ok? Mersi. Bă, frate, dar poți să-mi dai un cuvânt, că am încredere în tine, că de-astea. Un cuvânt? Poți să am încredere în tine, că nu dai, că nu spui nimănui? Ai toată încrederea mea, frate, că suntem frați. Ok, aici stau eu și hai să-ți arăt, uite ce am furat. Mamă, conduc. Uite pe asta am furat-o. Ai idee cât costă? Nu. Deci asta am furat-o după ce mi-am vândut o mașină aseară. Bă, frate. Și acum... Hai, ar trebui să mă schimb și o să nu mă recunoască nimeni. Hai, vino sus să-ți arăt de unde o să le furăm. Dar nu știu dacă pot să-ți arăt exact, să nu fim prinși. Ok, aici, da. Momentan nu e nimeni și o să merg, uite, așa foarte încet. N-are cum să ne vadă nimeni la ora asta, cred că sunt plecați oamenii, nu stă nimeni pe aici. Hai să... Bă, nu... Pățești, mă, nimic. Frate, dar nu știu, frate, dar mi-e frică, mi-am puțin emoții. Gata, iată, sper că nu-i nimeni acasă. Nu e nimeni, bun. Gata, taci. În față știu că sunt niște camere, dar oricum avem mască. Bă, dă-te jos să nu mai facem zgomote. Nu e nimeni acasă, oricum oamenii sunt plecați în vacanță. Ia uite, dă-te, uite așa pe jos, uite ce e acolo. Le vezi? Da. Ok, hai să plecăm, venim de seară. Bine. Hai, rapid, vino. Tăi. Bă, s-a făcut noapte, bă. Știu, văd. Îi dăm? Nu știu, frate, mi-e frică, nu zic să stăm cu minți. Hai, bă, frate, să-i dăm, haide, mă, bă, totul sau nimic. Până la urmă ce riscăm? Să ne luăm un glonț, da, totuși, riscăm o viață, nu știu. O viață. Bă, dar nu mai fi trist, frate, că acum gândește-te, o să fii milionar, frate. Numai din cauza asta mi-am pierdut familia, din cauza la furturi. Bă, și eu mi-am pierdut-o la fel, stai liniștit, dar avem șansă să... Avem șansă să facem alta, ok? Bine. Bun, nu e nimeni pe aici, ok, strada e liberă, îi dăm. Ok. Hai. Am trecut pe roșu, dar nu contează. Motocicleta e furată, nu? Nu, e cumpărat de mine. A, e a ta? Da. Cred că o să-ți vină o amendă prin poștă atunci. Ok, nu o să mă duc pe stradă, închidem farurile și hai să-i dăm așa. Dar nu știu, nu vrei să ne întoarcem? Să ne întoarcem. Bă, dar uite-te că nu e nimeni, bro. Doarme toată lumea. E... Mă, nu e nimeni, ai încredere. Hai. Deci fii atent cum o să facem. Opresc rapid. Când am oprit, alegi orice mașină vrei și după te iei după mine. Ok. Ai ușa deschisă, ok. Haide, gata. Nu știu, iau BMW-ul ăsta, iau pe aia altă din spate. Să te ții după mine, Iau pe aia, Haide. Mamă, bă. Ok, să vii ușor, Bă, nu cred că am reușit și nu ne-a prins nimeni. Mamă, nu cred. BMW-ul ăsta cred că e un M4. Ok, mai avem un pic și ajungem acasă. Nu știu ce BMW e ăsta, cred că e un M8. Nu, BMW M4 cred că o fi. Ok. O să ajungem acasă. Așteptăm să fie dimineață. Ok, încă puțin. Ia uite că am ajuns. Mamă, frate, viața de hoț e foarte stresantă. Las-o acolo, Las-o aici, Ok, las-o acolo. Aoleu. Am reușit, frate, am reușit. Bă, e ușa deschisă la vecin aici. Ia, o fi cineva? Sper că nu ne auzi nimeni, bă. E tot mașina aia rablă. Ok, nu ne auzi nimeni, hai în spate, hai după mine. Ok, o să mut mașina asta în spate. Sau? Ia stai că o să mut mașina în spate. Dă-te. Ok. Bun. Ok. Deci până acum avem 3 mașini și încă nu vine să cred că avusesem 0 dolari. Acum am 4 milioane de dolari și mai am și aceste mașini. Ok. Gata, frate, gata. Sunt ok. N-ai pățit nimica, nu? N-am pățit nimic. N-ai pățit nimica, nu? Nimica. Ok. Ok, bro.